Renunțarea la contul de Yahoo Mail nu este nici pe departe atât de simplă pe cât am fi crezut. Avem pe de-o parte numeroasele site-uri și servicii unde contul Yahoo Mail este menționat ca unică modalitate de comunicare sau recuperare a unei parole rătăcite. Însă nici dacă reușim să trecem peste aceste obstacole, simpla închidere a contului Yahoo Mail nu rămâne doar o formalitate. După cum au aflat utilizatorii care au încercat acest lucru, închiderea contului Yahoo Mail este posibilă doar acceptând o perioadă de grație de 90 de zile, timp în care să nu fie încercată nicio accesare a contului e-mail. Altfel, simpla introducere a numelui de utilizator și parola corectă anulează încercarea de ștergere a contului e-mail, întreaga colecție de mesaje reapărând intactă. Părând să confirme temerile, unele conturi Yahoo Mail au fost descoperite active și la câteva luni după ce deținătorii acestora au solicitat dezactivarea, indicând că termenul de 90 de zile a fost între timp anulat prin accesarea neautorizată a contului. În mod ideal, ștergerea definitivă a unui cont de utilizator ar trebui să fie confirmată prin nerecunoașterea datelor de autentificare introduse, un mesaj anunțând inexistența contului e-mail solicitat. O posibilă soluție pentru evitarea acestor neplăceri ar putea fi schimbarea parolei chiar înainte de a solicita ștergerea contului de utilizator.